Bine te-am găsit, Pantelis. Stăm la o cafea. Știu că vouă, grecilor, vă place foarte mult dimineața să savurați o cafeluță. Începeți ziua cu o cafea și o apă plată. Cum îți merge? Bine ai venit. Suntem bine, dar așa e viața aici în Grecia. Începe ziua cu cafea și după mergem la lucru. Suntem bine și așteptam să mergem la jocul cu PAOK FCSB. Ce așteptări ai de la acest duel PAOK FCSB? Cum va fi atmosfera în primul rând? Eu aștept un joc foarte bun. Sunt două echipe bune. PAOK s-a schimbat nivelul, acum e o echipă foarte bună, foarte puternică. Și FCSB că a văzut două, trei jocuri ultima să joacă bine, să fie 100% un joc deschis. Eu aștept un joc deschis cu multe goluri. Așa văd eu. Deci nu vezi ca cele două echipe să se tatoneze, să aștepte, să... Nu. Probabil că PAOK, după aceste două eșecuri, va încerca să înceapă mai tare. Nu, eu văd că un joc deschis, zice și PAOK și FCSB se joacă așa. Ok, cred că PAOK are mai multe șanse să castigă, zice joc acasă, cu suporterii aproape și a pierdut ultimul joc cu un derby cu Aris, că semna multe pentru echipa și cred că intră foarte tare pentru să castigă jocul. A pierdut și prima etapă la Galata. Pentru, da, cu Galatasaray și acum trebuie să bate. Tu ai fost de câteva rânduri adversarul celor de la PAOK, chiar într-un derby cu AEK, de exemplu, ai stat la Iraklis. Cum este atmosfera ca adversar pe Tumba? Atmosfera acolo e foarte bună. Au suporteri mulți și suporteri sunt lângă echipa. Cred că atmosfera să fie la fel. Eu aștept să meargă lumea pe joi. Ok, jocul e de seara 10, dar nu, suporterii sunt acolo lângă echipa și eu aștept să fie o atmosferă foarte bună și să vedem un joc foarte bun. Vorbeam înainte de interviu, probabil că nu va fi chiar sold out sau să fie 28.000 de oameni. La 20.000 vor fi, fiindcă aproximativ atâtea abonamente are PAOK. Da, 100% sau peste 20.000, dar cred că sold out 9-10 și ora e... Prea înaintată. Da, 10 de vreme. Târziu. Și da, 100% să fie peste 20.000 și suporterul PAOK fac atmosfera bună și eu așa aștept. Dar ca adversar al lui PAOK, îți tremură picioarele, îți tremură genunchii? Nu. Înainte era problemele cu stadioane, când a jucat un exemplu PAOK cu AEK, PAOK cu Iraklis, era suporterii ambele echipe. Acum nu e așa, dar mie nu mi place asta. Când am jucat eu acolo, era și suporterii noștri și facea atmosfera foarte, foarte bună. Nu ai fric, pentru mine așa îmi place să joc și eu cred și acum jucătorii asta vor. Numește un jucător de la PAOK care ar putea fi cel mai mare pericol pentru FCSB. Nu e unul. PAOK are jucător bun, are jucător cu experiență și cu calitate. Eu cred că de la mijloc și atac are 3-4 jucători foarte buni. Costandelias, Zivkovic, Tyson, sunt jucători, parelea mea, cel mai puternic pentru PAOK, pentru atacul lui PAOK. Și acolo e calitate la echipa asta, de la mijloc și în față. Constantelias este recomandat ca un tânăr magician de viitor pentru fotbalul grec. E atât de bun? Da. E un băiat cu talent mare. E un băiat care știe foarte bine cu mingea, dar trebuie să lucreze mult, trebuie să lucreze
la finalizare, nu e așa bun cu când da pe porta. Acolo trebuie să lucreze, dacă vrea să fie la nivelul mai sus. Din ce ai văzut în echipa FCSB, e vreun fotbalist care îți place în mod deosebit? Uite, eu văd că e o echipă cu mai mult jucători tineri, așa văd. Îmi place mult Olaru. Olaru eu văd că nu prea văd jocuri, nu pot să văd, dar orice am văzut îmi place Olaru. Și nu știu dacă, cum să zic, e adevărat că el e cel mai bun jucător, nu știu. Dar el îmi place, el lucrează mult pe teren și eu așa cred că el e o calitate bună la echipa asta. L-ai vedea jucând la cele patru mari din Grecia? El? Da. La oricare? Da, pot să fie în lot, 100%, dar nu știu dacă se joacă, dacă joacă. Asta dacă e problema. Ar fi titular. Nu știu dacă, dacă ar fi titular, dar are calitate. Și mentalitate, ok. Eu văd că unde mergi și mentalitatea la țara unde mergi se schimba. Dacă vine aici pot să fie și mai bun, pot să nu joacă. A fost aici jucător ca numele mare și nu s-au adaptat. Da, nimeni. Mult. Avem exemple multe. Mare jucător că a venit aici și nu a făcut nimic. Și am venit niște jucători cu numele mai mici și a jucat foarte bine. Cum este văzut Răzvan Lucescu printre greci? Răzvan, la Salonic e clar cum e văzut. Da, Răzvan ce a făcut pentru PAOK. PAOK nu a făcut în istoria lui. PAOK, înainte de Răzvan, a castigat numai două campionate. Da. Și acum el a castigat încă două. Nu, Răzvan, parerea mea, nu trece antrenor ca el de la PAOK. Acum a scris istoria cu PAOK, e un antrenor foarte bun. A castigat un campionat anul trecut, ca cel mai bun campionat în istoria în Grecia. Nu, pentru PAOK, acum Răzvan a rămas în istoria. A rămas. Și cum e presiunea pentru un antrenor străin la PAOK, respectiv la una din cele patru mari echipe ale Greciei? Eu cred că numai Răzvan poate să face asta. Presiunea la PAOK e foarte mare. Echipa asta are presiunea mare. Și știe și el că nu poți să pierde, nu poți să face nici egal. Când face egal, toată lumea sare pe el. Dar el e acolo, el lucrează mult și lucrează bine. Și eu văd acum în Grecia că numai PAOK a început bine, joacă, are un plan pe joc, nu o idee de joc. O idee de joc, bravo, un idee. Și eu cred că și anul ăsta PAOK are șanse pentru titlu cu Răzvan, dar nu știu ce se întâmplă cu Europa. Zice, acum sunt niște jocuri foarte grele și acolo nu știu cum să... Da, cum va aborda. Da, cu două jocuri pe săptămână, dar el știe foarte bine și face echipe și pentru campionatul și pentru Europa. De la FCSB, cu cine ai mai păstrat legătura? Probabil cu cei din vechea gardă. Acum nu e niciun jucător ca a fost eu, normal. Sunt 10 ani, da, 10 ani aproape că am plecat. 10 ani de la ultima oră. De la ultima oră, dar am acolo prieteni, niște maseri, am pe Mache, antrenorul, am oameni acolo și lângă echipa am multe. Și merg acolo joi să ne vedem, să bem un cafea. Ai emoții, nu știu, te vei revedea cu Pintili, cu care ai fost cu echipe. Da, cu și Pintili. A fost. Ultima oră când am fost la București, nu, are 6 luni, când am fost, am trenit, am fost la bază acolo la antrenament, am vorbit cu ei, și cu Pinti, și cu Filip, și cu Ovidiu Petre. M-a bucurat mult că a văzut și eu și ei. Și da, merg și joi să ne trenim iar. Îmi place să văd
dacă pot să merg, să văd și să vorbim un pic. Tu ai licența de antrenor, urmează să te înscrii la pro, pe când la FCSB? Ca antrenor de data asta. Da. Nu știu, vedem, dar da, acum am luat licența, aștept să intru și la pro. Eu vreau să continui la fotbal ca antrenor, nu mă place nici agent, nici sport directul, nici. Vreau să intru să fiu pe teren. Acolo îmi place, nu știu dacă intru, dacă pot să fiu antrenor, de ce antrenor la altceva. M-a plăcut viața ca jucător, m-a plăcut să lucrez mult pe teren, m-a plăcut antrenamente, jocuri. Acum ca antrenor e altceva, e mai greu. E mai greu, mai stresant, mai... Da, ai multă treabă, dar îmi place. Da, și vreau, și vreau să ven, să întorc și în România ca antrenor, să fie bine. Te-ai vedea lucrând cu Gigi Becali de dat? Bine, tot ca patron, cum ar fi, mai ales fiindcă el știe foarte bine că se bagă și în detaliile tehnice. Da, dar Gigi Becali e istoria pentru echipa, el ce a făcut pentru echipa asta, a făcut el. Să fie bine, că am fost și jucător, să fie bine să fiu și antrenor cu el. De ce nu? Deci te-ai vedea cum lucrând, nu cu el? Nu, știm toată lumea că place echipa multă, iubește echipa și lângă echipa. Cam acum am ajut că nu e mult, nu prea vine pe stadion. O să vină la Salonica, așa a anunțat. Da. Așa am auzit și eu, dar să fie bine, să fie bine să fie lângă echipa. Mi-mi place să văd pe patron să fie pe stadion și să ajută, să fie lângă la echipă să ajute. Dar ai accepta să-ți dea sfaturi sau să spună, uite, schimbă-l pe ăla, bagă-l pe ăla? Nu știu dacă face asta, ok, asta e treaba. Așa zice el. Nu știu pe asta. Eu menționez ce afirmă el. Nu știu. Zi de zi. Nu știu pe asta. Dar ca și antrenor, ce stil de joc ți-ai propune? Adică tu ai fost atacant, dar de obicei foștii atacanți când devin antrenor devin mai închiși așa ca și stil de joc, mai defensiv. Uite, un antrenor trebuie să vede ce jucător are. Corect. Pentru te mulezi pe lot. Bravo, așa e. Nu poți să... Nu poți să ataci dacă nu ai atacat. Ori să joci un joc ca Manchester City dacă nu ai jucător cu calitate. Da. Asta depinde de jucător. Ce jucător ai, acolo trebuie să te comandezi da. Mai repede și să faci un stil la echipă ca poți să castigi. Vorbeam de Gigi Becali și de probabil întâlnirea cu el. Cum a fost relația jucător-patron? El te-a lăudat, te-a și criticat că așa e stilul lui, a și declarat public la un moment dat că îi pare foarte mult că nu te-a readus la FCSB la un moment dat și tu ai plecat la CFR. Uite, când am venit la București, nu am știut care e situația acolo, cum sunt cu patron, cu președinte. Eu nu am știut tot acolo, dar prima oară am văzut când a fost ziua că am semnat și am plecat direct la cantonament și m-a oprit acolo la palat. Și a vorbit și a zis, cine e el? Și a zis, asta e președinte. Deci aici în Grecia nu e președinte, nu e patron și președinte. Și eu am știut că președinte e Argesala, Argesala, Valeriu Argesala. Și după m-a înțeles cum e, ok. Dar știu că... Când am venit nu pot să înțeleg bine limba română, cu engleza asta nu, și cu televizor nu a fost mult, acasă nu prea m-a uitat la televizor. Știut că când a început a fost un alt atacant, Arturo, că el a dus pe cum să zic, cu titular să fie el, să fie el, dar ok, eu când am intrat nu am scăulat. Nu am stat să ascult ce zice lumea, ori patron. Eu când am intrat,
a intrat să ajut echipa. Și a fost greu pentru mine pe primele două luni, foarte greu, nu cu echipa, că a venit cu familia, bravo, cu familia acolo, dar după două, trei luni, pentru mine nu a fost niciun problemă. A intrat, am jucat și după și patronul a schimbat și parelea și ok, când am venit a zis niște nu știu ce, dar după a zis am cel mai bun atacant și m-a auzit că și după când a plecat a zis ceva că am greșit cu Fadelis, da. Ok, eu îmi plac să văd pe el lângă echipa, zice a făcut multe, el a făcut multe pentru echipa asta, parelea mea că a făcut multe, a băgat mulți bani pentru echipa asta. Și nu știu dacă nu era el, ce s-a întâmplat, ce s-a fie. Ce îți plăcea cel mai mult la el, ca stil, ca om? Mie m-a plăcut și asta am rămas și eu folosesc pe asta, ca ce cred că e, zicea aici în Grecia, ai frigă să stai pe cameră să vorbești direct. Aha. Orice să gădești, să zici pe camera. Da. Nu, el orice să gădești, vine acolo direct și se spune asta. Asta îmi place mult. Și asta e un exemplu pentru mine. Și asta, nu... Adică în modul direct. Bravo, direct, nu din spate sau... o vorbă în România, să spui verde în față românește. Da. Nu... Și numai el și mulți români fac asta și asta îmi place mie. Asta îmi place. Nu ca un jucător vin în camera, zice și ceva spate, și după aia pe la spate... Asta îmi place la el. Ce nu-ți plăcea la el? Uite, eu, grecii și aici, nu avem multă treabă cu patrone. Deci eu am văzut, eu când am fost acolo, am văzut prietenii mei, colegii din echipa, că când am fost acolo la palator, când venea patronul să vorbește la noi, se facea dialog, știi? Și aici nu face dialog cu asta. Asta, cum să zic, mie nu mi-a plăcut. Am zis, ce se întâmplă aici? Zice, un patron pe echipa, că baga mulți bani, când venea aici, nu vorbea nimeni. Toată lumea era fric. Acolo m-a plăcut asta, dialog, ca ce probleme sunt, cum putem să rezolvăm. Și a fost pentru mine așa, cum să zic, nu știu dacă e bun sau nu pentru echipa. Dar cred că e bun. Zice, venea acolo când nu jucam bine, ne certa un pic, dar după a început și facea dialog cu jucătorul. Asta a fost bun pentru echipa. După aia tu ai fost și la CFR, era în perioada Pascani, Arpad Pascani. Da. Era diferență mare între ei ca abordare, ca stil, ca... Dacă echipa merge bine, nu ai niciun problemă cu nimeni. Dacă echipa nu merge bine, acolo sunt probleme. Ai probleme. Acolo sunt probleme. Și eu am prins la CFR când a fost, am fost accidentat primele 6 luni, nu am prea jucat. Am operat și după am intrat vara și când m-a intrat anul atunci am câștigat campionatul. Și nu, a fost liniște, ok, dacă nu castigi, ok, am făcut și acolo și dințe, dar când nu castigi și faci și dințe, te ajută asta, te ajută. Și am văzut că ultimul, la anul acolo, când am intrat, am castigat campionatul. Dar nu era probleme. Nu. Pentru mine, nici la FCSB, nici la club, nu era probleme. Am prins momente bune. Da. Am prins momente bune, da. A fost momente și la FCSB și la CFR, momente bune. Și când m-am întors la FCSB am castigat campionatul, am jucat și în Champions League. A fost bun, momente bune. Când joacă FCSB cu CFR Cluj, cu cine ții? Cu FCSB. Am jucat mai mult acolo. Acolo am mai multe prieteni, dar sunt cu FCSB. Când mai joacă FCSB cu Dinamo, ce simți? Nu mai place, zice, nu e cum a fost. Nu mi place asta. Eu vreau și Dinamo să fie tare, și Rapid să fie tare, și Timișoara, când a fost să fie tare, echipe cu suporteri. Numai așa cred că poate crește fotbalul în România.
Eu așa cred. Dacă ai echipe bune, echipe ca să bat pentru campionatul. Acum văd pe clasament și văd niște echipe ca... Ok, Universitatea Cluj, când am jucat eu Universitatea, ok, o echipă cu suporterii, o echipă ca suporterii iubește echipa, dar Sabateața nu are Deocrateza? Da. Și acum se bate pentru... Se bate, nu știu ce se întâmplă, dar am văzut că e pe primul loc. Da. Nu, așa trebuie. Trebuie să toți echipe să fim puternici. Dacă Rapid, Dinamo, FCSB sunt tare, eu zic și campionatul crește în România. Pe final de carieră era să ajungi la Dinamo. Te-au dorit în 2016. Ce n-a mers atunci? Unde nu v-ați pus de acord sau cum? Da, era cum ar fi fost să joci? Era niște discuții, dar nu, nu mai m-a auzit asta. Nu, adică n-au fost mai mult de discuții. Da, zice, și eu nu am fost să plec de aici pentru familia, dar am avut să întorc în România, dar era momentele grele cu familia, cu asta. Dar am vrut să întorc și atunci și m-a lăsat și fotbal. Nu am vrut să opresc, dar m-a oprit. Dar te-ai fi văzut în tricoul Câinilor? Poate chiar la un meci cu FCSB? Nu, e greu. Cam greu, nu? Greu, cam greu, foarte greu, foarte greu. Ok, în viață nu poți să zici niciodată, dar ok, nu a fost discuții mari, numai eu m-am auzit și am rămas acolo. Ce sentimente aveai când jucai? Tu ai jucat și pe Genci aia veche. Nu știu dacă ai văzut stadionul nou, dacă ai fost. Am fost. Altceva. M-a plăcut mult. Asta nou. Nou, da. Dar feeling-ul... Bine, una e să joci... Tu ai jucat pe cel vechi unde era un feeling deosebit. Da. Acum ai fost doar ca spectator. Bravo. Dacă nu joci și dacă nu ai amintiri, dacă nu ești implicat, cu suporturi, da. Cu jocul... Te-ai dus cu... ca la un spectacol. Bravo. M-a plăcut stadion, foarte frumos. Da. Foarte, foarte frumos. Dar asta e, dacă nu ai amintiri. Dacă ai putea să faci așa o comparație, ca și trăiri ce ai avut pe Genci, nu? Că acolo juca echipa meci de meci acasă. Ai mai jucat la AEK, ai jucat la campionatul mondial, ai jucat în Champions League pe marile stadioane, Bayern, Manchester, da. Old Trafford. Cum era Genci comparativ cu toate aceste arene? Ok, nu... Era un stadion vechi. Da. Nu pot să compari cu stadioane de Manchester și asta, ok, nu e... Dar acolo, pentru mine, au amintiri numai bune. Nu zice am jucat acolo. Acolo am schimbat, acolo a fost vestiar, acolo am făcut antrenamente. Am stat 4 ani acolo și acolo a fost viața mea. Acolo, la vestiar, acolo am fost multe, am făcut cantonamente. Ok, când trec de acolo, din zona Genci, am amintiri bune. Te încerc așa, nu? Da. Și am fost acolo și am intrat acum la stadion nou și m-a plăcut mult. Vreau să văd, să fie stadionul ăsta plin. Cum ți se pare toată ruptura asta, care deja cred că e de un deceniu între FCSB, Steaua, suporteri divizați? Asta nu mai place deloc. Nu mai place și trebuie să... Nu știu ce se întâmplă, pentru numele. Da. Nu știu exact chestiile, ce... Chestiile, detaliile juridice, da, nu știu, dar nu mai place, zice, în ultimii ani, să suporteri 100% să fie jumătate acolo, jumătate... Așa să fie, nu? Da. Era o echipă și acum sunt două echipe. Nu mi place deloc. Nu știu ce se întâmplă, trebuie să... Cum să zic? Să fie ceva, să fie numai un numele. Nu știu dacă se poate, dar așa trebuie. Va fi greu. Greu. Adică nu se întrevede, uite că situația...
a continuat de la an la an și se strâng ani și... Da, dar Steaua acum nu, ca, cred că ca nu poate... Nu poate promova CSEA Steaua. Niciodată. Știi cum e, niciodată să nu spui niciodată, dar niciodată. Nu se întrevede, adică momentan de atâția da. Ani nu are drept de da. Promovare. Da, nu știu, trebuie să fie... Și nici anul ăsta, nu, sezonul nu, ăsta... Nu păi dacă nu, trebuie să pornești... Situația e grea pentru mine, situația nu mi-e place deloc, pentru că am fost o dată la... Înainte de un an la București, am... M-a oprit un suport da. Și mi-a zis, salut cape, ce faci, așa, e, Forța Steaua? Și că mi-a zis, da, mi-a zis, nu, FCSB Steaua. Și am rămas eu așa, am zis, pentru mine Steaua una, știi? Da. Nu pot să-l gădesc. Și când, și când ești plecat și nu înțelegi ce se întâmplă, da, 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 e mai greu. Da, 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 și te îndepărtezi da, de... Da, da, nu, nu mi-a plăcut situația asta, nu știu, nu știu ce se întâmplă. Care a fost cel mai dificil adversar împotriva căruia ai jucat? Din Liga 1. Așa, clar, alegi pe cineva de la Bayern, Roma sau United. A fost când am jucat cu CFR, Cadu. Cadu a fost un adversar puternic, foarte puternic, zice, nu era cu calitatea mare, dar era puternic, zice, a plăcut mult echipa, știi, el a fost acolo, numai acolo, a jucat mulți ani la CFR și juca pentru echipa și când juca, juca foarte tare. Da, el cu el am făcut duele numai... Dar la echipa ta, cu cine aveai cele mai tari dueluri la antrenamente? Cu Rada, cu Ionuț Rada, când am venit. Când am venit cu care e și foarte bun prieten. Foarte bun, da. Dar am... Cred că am jucat și la CFR, nu? Da, da, am prins și acolo. Da. Și acum a venit vacanța, am trenit cu el și am vorbit. Că, când am venit, am zis, când am venit și că am venit la antrenament, era un băiat afară de antrenament foarte bun, m-a ajutat mult. Și când intră la antrenament, nu, da, nu vede nimic. 100%, nu știe cine. Da, dar e profesionist, profesionist. Ionuț era profesionist și foarte bun băiat. Și da, acum vorbim și vorbim foarte bine. Cu cine erau cele mai aprige dueluri ca și echipă? Nu mă înțeleg. Zic, cele mai tari dueluri ca și echipă, când ai fost la FCSB. Cu cine a fost da, aproape? Da, da. Cu Dinamo sau... Cred că mai cu Dinamo erau meciuri mai aprige și mai decât cu da, Rapid, da. Chiar no, și cu CFR și... Cluj, nu? Nu, e, cu Dinamo, când a fost cu Dinamo și după cu Rapid. E, asta sunt derby, cum e aici PAOK Aris, cum a fost PAOK Iraklis, la fel și la București, cu Steaua Dinamo, Dinamo Rapid. Asta trei echipe a fost derby pentru mine. Ca și gol. Ai putea să spui cel mai important sau cel mai drag gol pe care l-ai marcat? Nu. 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 Și acum sunt și mulți ani și nu mai... Vezi dacă ai dat multe goluri? Da, nu, da. Ok, multe. Nu, nu, nu am ce... Dintre adversarii din Champions League sau din cupele europene, cine... Adversari mulți, adversari cu calitatea mare, jocuri cu calitatea mare, stadion... Nu, era perioada și momentele foarte bune când a fost în România. Dar așa prins... un meci care te-a impresionat, care ți-a rămas un meci memorabil? Care... Când am jucat cu CFR, când am jucat cu... Când am intrat să jucam Champions League, atunci cu... Manchester United. Nu, nu, înainte. Înainte. Cu Basel, cu Slovan Liberec. Acolo au fost jocuri foarte bune, de ce noi am vrut să intrăm pe grupele și atunci am făcut și sezona foarte bună. Nu știu, am castigat 5 jocuri. Atunci când ați bătut și la Old Trafford, da, da, iar tu ai dat gol da. La meciul tur, da. A, da, 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 da. Cu... La meciul de acasă. Da, CFR Manchester. Da. Da. Da, atunci era perioada bună, cu echipe bune. M-a plăcut. Tu ai jucat la campionatul mondial din 2010 din Africa de Sud, din postura de fotbalist din campionatul României. Cum a fost experiența? Ai jucat cu Coreea de Sud, antrenorul era Otto Rehhagel, care pentru da. Voi grecii reprezintă ceva uriaș. Eu... Și ai fost lângă Maradona.
Da, și Messi. Maradona și antrenor, da, și Messi jucător. Dar a fost experiența foarte bună, experiența mare. Era la Africa acolo, dar eu vreau să sunt mulțumit de ce am jucat în România și din România am ajuns la Mondial. Dacă nu eram acolo, eu cred că nicio șansă să merg acolo. De ce? Știu că și român vechi, că a jucat în România, la echipa România, vechi, Otto Rehagel a trebat cum e capitanul la CSR și a zis nu, trebuie să le ai. Dar ce fotbal, ce fotbal ești? Nu vreau să scuze, dar m-a ajutat mult. Când a vorbit cu Otto, a vorbit foarte bine pentru mine. Deci el asta mi-a zis Otto Rehagel. Da. Și cum a fost să fii lângă Messi, lângă Maradona? Bine, nu ai intrat pe terenul meciul ăla. Da, dar nu lângă Messi, a văzut pe Maradona. Maradona pentru mine era cel mai bun jucător. Nu știu, ai mers să dai mâna cu el sau... Normal, normal, dar nu numai eu, toată lumea. Făceam încălzire și el mergea direct și toată lumea aplauda pe el, știi? Și era altceva, da, un om ca toată lumea respectă, toată lumea, tot stadion aplauda pe el, toți. Frumos, momentele frumoase. Ce a însemnat România pentru tine sau această țară? Nu să zic al doilea, la fel ca Grecia acum. Avem relații cu, avem prieteni și numai eu și familia mea și soția mea și ea vorbește limba română, dar nu așa bine și eu nu așa bine ca am vorbit, dar ok, putem să înțelegem, putem să vorbim, dar da. Ți-a luat mult să înveți limba română? Nu și nu, asta e, am vrut să învăț mai bine. Eu am învățat ca cu lumea acolo, cu prieteni, cu cu maseri, când am făcut masaj, am început să vorbim un pic și așa știu. Ce îți place cel mai mult la români? Ce a zis înainte, că sunt direct. Asta îmi place. Asta, sunt direct. Eu așa am înțeles. Ce pot să zic direct. Asta îmi place. Și ce nu-ți place? E ok, nu-mi place mult. Sunt aproape ca greci, știi? Suntem foarte aproape și greci și români sunt, cum să zic, nu știu lecția acum. Suntem la fel, avem și noi și voi avem... Și calități, dar și defecte. Avem, da. Normal, asta e normal. Care ar fi o calitate a grecilor pe care să o ia românii și să o pună în aplicare? Eu zic ce bun avem noi și voi să bagem împreună să facem un bun. De ce să lăsăm? Da. Ok, grecii sunt deschiși, știi? Sunt deschiși mai mult nu în oraș mare, mai mult pe oraș mai mici, sunt deschiși. Da. Te ajută, te bagă înăuntru, acasă, știi, să bei o cafea, și dacă nu te știe. Dar ultimii ani nu e așa. Deci au frica, văd că lumea s-a schimbat și după COVID lumea nu e așa la fel și asta e problema. Ce mâncare ți-a plăcut în România? Toate. Și cred că am luat 2-3 kg mai plus când am venit acolo. Dar e ceva anume toate. Fiindcă și voi faceți sarmale bune și... Sarmale nu m-a plăcut. Nu am mâncat, cred că niciodată. O dată, dar nu mă place. Dar restul toate. Mai multe supe. Supe perfect. Și ce loc ți-a plăcut în România? Citeam undeva că ai spus că tu ești mai, deși ești grec, îți place mai mult muntele decât mare. Da, mi-mi place muntele, nu mi-e place deloc mare. Deloc. Deloc e ciudat pentru o țară.
M-a plăcut când... Și nu mi-a place și oraș mare, nu mi-a place aglomerația, da, aglomerație, da, da. Nu mi-a place deloc. Și m-a plăcut când... Eu când am venit în România am zis că nu, că stau aici în București și când plec în Grecia, nu pot să merg și să cu familia și cu asta. Dar când a fost la Cluj, m-a plăcut mult. Un oraș mic, un oraș fără aglomerați, nu era aglomerați atunci, dar acum când a fost, s-a schimbat și acolo. Ok, asta e bun pentru oraș. Peste tot a devenit aglomerat în România, da, dar mai ales în orașele mai mari. Am văzut. Și am văzut acolo, am fost acolo unde am stat, la Cluj, nu era nimic acolo. Și când a fost, am văzut aglomerația acolo, s-a zis. Traficul din București, cum ți se pare? Nu, zice, și aici e la fel. Eu am stat la Salonic și la Atena. Era mai mult trafic la Atena și la Salonic. Și nu, pentru mine nu a fost problema asta, nu. Acolo a fost problema cu mașina, zice, cum conduce lumea acolo, e periculos. Foarte periculos, da. Acolo era probleme când a fost, primul luni, acolo, asta a fost problema mare cu mașina. Dar ok, și eu merg după ei. Adică, până la urmă, ai început să înveți ca București. Nu pot să, așa. Dar un loc din România care ți-a plăcut mult, nu știu, undeva la munte sau... Clar că... În România nu a fost asta când stăm și vorbim și cu familia. Acum familia am vrut să facem un tur acum, vara asta, să facem 10 zile, să facem o tură mare în România, să vedem. Da, da, de ce? Da. Nu am văzut nimic. Nici la Palat lui Ceaușescu, acolo, cum se numește, da, nici acolo nu am fost. La nu am intrat. Parlament, Casa Poporului. Am stat acolo. A, doar ce ai văzut din afară. Da, în afară. Și am stat 200-300 de metri mai departe. Și nu am intrat deloc. Și am zis să facem o tură, acum anul trecut, zicea, vara asta nu a putut. Anul trecut vrem să facem o tură așa. Și să vezi și Moldova, da, și da, Transilvania. Da. De ce nu am văzut nimic? Am fost numai cu echipa. Da. Echipa, ce am văzut, am văzut cu echipa. Nu am văzut nimic. Și nu prea ți-era minte acest hotel, teren, da, stadion, da, asta. Da. Există un cuvânt în limba română care să-ți placă în mod deosebit sau o expresie? Nu. nu, nimic. Ok, când vorbești cu prietenii, când vorbești cu Maftei vorbește altceva, cu Ionuț Radă altceva, cu Ian Osechele altceva, da. Știu cum vorbești cu toți, știi? Da, da, da. Cu el vorbește la fel, altceva, da. Am uitat să te întreb de Elias Haralambos. Ce... vorbiți practic aceeași limbă, așa? Da, dar la fel. Și... dacă te știi cu el, ce impact are el la FCSB? Ilias e un băiat... Voi ați fost adversar. Da, adversar. Noi am fost adversari pe teren, dar Ilias e un băiat foarte serios, e un băiat care place să lucreze mult. Nu știu cum e ca antrenor, dar important e a castigat campionatul după mulți ani, nu știu câți ani a castigat campionatul. 9 ani. Păi la un an după ce ai plecat tu. Da, ok, după bravo. Și a castigat Ilias, asta e foarte important și pentru el, și pentru echipa. M-a plăcut ce a făcut pentru echipa și eu cred să rămâne mai mulți ani acolo. Și place și lui acolo. Un mesaj pentru suporterii FCSB, pentru Pinti, pentru Meme, pentru Gigi Becali, pentru toți cu care ai lucrat? Pentru toți. Eu vreau să zic pentru suporteri să stau lângă echipe, să fac asta, și când a fost eu, să ajut echipa și patron, ca mulți ani acolo, bagă banii, știu ce face și Meme acolo, place, iubește echipa mult. Eu vreau echipa să fie cum a fost înainte, să bate pentru campionatul și să merge la Europa, dacă poate, mai mult. În sufletul tău, cât la sută ești stelist din echipele pe unde ai... Nu, eu prima oară sunt stelist și după e altceva, dar și acum vreau joi să castig FCSB.
vor, vreau să castigă. Greu, dar vreau.